Stimați prieteni și prietene, bun găsit la Radio Vocea Speranței. Astăzi o avem alături pe Lorelei Grigoriță. Ea este activistă și cu ea o să discutăm astăzi despre problema violenței asupra femeilor. Bun găsit la noi! Salutare! Îți mulțumesc pentru că ai acceptat invitația, căci subiectul este unul actual, din păcate, și aș vrea să te întreb pe tine: spune-ne, te rog, problema violenței asupra femeilor, cum este văzută ea din perspectiva unei activiste? Deci, eu, în general, văd. Problema violenței față de femei, una extrem, extrem de gravă în Moldova. În situația în care noi avem atât de multe cazuri publice în ultima perioadă, unde victimele cer ajutor, victimele sunt gata să fie vulnerabile, să povestească prin ce au trecut și să se retraumatizeze, doar ca să obțină suport și ajutor, iar cu părere de rău. Multe din aceste cazuri care le urmăresc, ele de fapt ajung să fie pe locuri clasate, pe locuri legislația nu are suficiente pâlnii și nu poate să facă multe, iar în multe cazuri rămâne o nedreptate în sensul în care criminalii nu sunt trași la răspundere. Până la urmă, cum discutam și înainte de a începe interviul și vreau să știe și ascultătorii, ziceai, Lorelei, despre ceea că femeile care vorbesc acum despre situațiile în care s-au pomenit din cauza agresorilor, aceste cazuri au devenit uh, vizibile, dar nu înseamnă că ele au devenit mai multe. Uh, pur și simplu, înainte despre asta nu se discuta. Și înainte tot erau multe. Adică nu a devenit lumea plină de agresori acum peste noapte, dar era asta mereu și, din păcate, înainte femeile poate că nu aveau la cine să se adreseze și de aceea aceste istorie erau acolo lăsate doar între patru pereți. Vreau să ne spui care sunt cauzele de fapt cel mai des a acestor agresivități împotriva femeilor. Cum privești tu situația? În, în general, este cauzele sunt foarte complexe și vine de fapt de la o societate patriarchală, unde a, se inferiorizează poziția femeii în societate astfel se asociază și poziția de victimă în multe situații, văzându-se normal, ceea ce nu este normal. Nu este normal ca o femeie să fie uh, inferiorizată, în, în general, de toată comunitatea unde se află. Uh, pe lângă asta, cauzele în general, una din cauzele care, uh, la fel, uh, Vorbește despre uh, faptul că aceste acte de violență se repetă constant și uh, nu se văd rezultatele, în sensul în care, uh, statistic, să vedem că sunt mai puține. Uh, este un cadru legal care nu este suficient de bun, care nu protejează victimele, care nu trage la răspund răspundere criminale și. Atunci când mulți criminali sunt în libertate, își exprimă propriile adică comunică despre experiențele sale, normalizează propriile uh -huh. experiențe. Deci, numărul de criminali în libertate este destul de mare astfel și victimele sunt mai în nesiguranță, le este frică să vorbească despre ceea ce s-a întâmplat cu ele și la urmă asta încurajează un oarecare comportament cu părere de rău, adică discuțiile care o să o să poți să le vezi inclusiv în spațiu online dintre bărbați, unii bărbați sunt de încurajare a actorilor de violență. Asta este discursul de ură, care nici de cum nu este tras la răspundere. Sexismul. Da, exact, sexismul. Anumite prejudecăți despre femei în societate, că trebuie așa să fac, că trebuie așa, că există o anumită responsabilitate a femeilor în cazul situațiilor de agresiuni și că multe uh, din întrebările care ar trebui să fie adresate uh, abuzatorilor, sunt adresate victimelor și asta toate în cumul și sunt mai multe, adică na, că spun că e o chestie complexă, dar asta toate în cumul uh, aduce la rezultatul care suntem noi acum. Așa este și vreau aici să facem o mică Remarcă, așa un asterisc să punem, că până la urmă existența unor legi clare și stricte cu privire la violență, abuz, viol, toate acestea fiind violență, de fapt, aduc siguranță nu doar femeilor, dar și bărbaților, pentru că până la urmă, băieței, bărbații. Ei tot sunt victime ale violului în unele cazuri, copiii, da, ziceam de băiței referindu-mă la copii. Și atunci când oamenii adresează cumva niște întrebări femeilor victime, da, ce ai făcut tu, poate tu ai provocat, vreau să ne imaginăm așa pe o clipă că am întrebat un copil acest lucru? Cum tu ai provocat? Adică aici nu, ne, nu, nu putem, nu ne putem permite să punem așa întrebări. Exact cred eu și în cazul femeilor. Victima, indiferent femeie, bărbat, copil, e victima care necesită o protejare, dar nu um, să fie interogată cu întrebări care de fapt o, o umilesc, o retraumatizează de fiecare dată. Și a, aici vreau să te întreb, de ce nu sunt arătate public fețele acelor persoane care sunt, de fapt, abuzatori. De ce? Lor nu, se, nu, nu li se iau interviuri, dar de fiecare dată victima este pusă în situația asta în care este complicat să-și aducă aminte și să vorbească despre ceea ce a fost dureros pentru ea. Uh, cred că o primă cauză este prezumția nevinovăției și asta presupune că atâta timp cât nu este decizia decizia finală că este responsabil de o anumită crimă, nu poți să publici date personale. Uh -huh. Asta presupune legea. Așa. Acum deja să admitem că să se publice ulterior când există, când, când există decizia judecătorească uh -huh. că persoana este vinovată. Asta este o perioadă de timp foarte lungă. Dacă și există un impact de la raportarea acestui caz și ca cazul de violență ajunge public, există un impact cu audiență mare care rezonează și într adevăr consideră că trebuie de făcut dreptate până în momentul în care se dă sentința, a trecut o perioadă foarte lungă de timp. Și atunci, na, este mai dificil să faci public aceste informații. Pe lângă asta este și Pur și simplu obișnuința societății heteronormative, care este uh, patriarchală, că, până la urmă, uh, o parte din responsab na, responsabilitatea se împarte la doi. Iată, mm. elementar asta. Cian, și dacă. Uh, um, cine este în vizor, cine vorbește public acolo și se adresează o parte de întrebări. Dar cumva e, e văzut că da, responsabilitatea sunt parte la doi. fără a avea această viziune empatică, că de fapt victima trece pentru un proces foarte complicat și că întrebările de orice tip, de fapt, nu pot fi adresate așa de oricine, din curiozitate, de, de că, statul în general ar trebui să aibă un sistem care implementează by default protecția persoanelor care trec prin, prin violență. Centre de plasament, susținere psihologică, susținere juridică. Asta, cu părere rău, le oferă care va, adică, nu, nu prea le oferă statul, le oferă organizații pentru drepturile femeilor, dar, din nou, lipsa de informații, cum, când ești într-o situație dificilă, nu tocmai știi unde să te adresezi. Așa este, dar iată, mă gândeam acum că aceste întrebări nonșalante sunt cumva o extremă, dar este și altă extremă, tăcerea și faptul că rezumăm totul la ideea că. Nu e treaba noastră, fiecare cu viața sa personală. Aici ce am putea răspunde oamenilor care se gândesc în așa mod, de exemplu? Este o reacție des întâlnită când oamenii preferă să se izoleze de anumite informații care sunt dificile de digerat. Uh -huh. uh, și. Um, e o reacție a corpului de autoapărare atunci când nu mai poți să gestionezi cu acest flux informațional și plus înțeleg și aspectul de uh, că te simți neputincios și neputincioasă. Mm -hmm. uh, dar asta este fals, că ești neputincios și neputincioasă. Vocea fiecăruia contează. Și uh, închipuindu-ne prin ce orori trec victimele care sunt gata încă să să public și să povestească despre, cea, despre situația prin care au trecut, ne dă de înțeles că au nevoie de ajutor și noi putem fi alături prin a vorbi despre nedreptatea care se întâmplă, prin a cere să fie trași la răspundere criminalii, prin a merge la proteste, prin a încuraja oamenii din jurul nostru să vorbească la fel despre subiectul ăsta e, e o chestie care nu necesită atât de mult efort dar care face o diferență și asta pot o face oricine din, din, din cei care aud despre ce se întâmplă în jurul nostru eu înțeleg de ce se întâmplă acest fenomen că um, oamenii sunt silențioși uh, la anumite probleme căci nu văd cum ar fi soluția dar de fapt ea este uh -huh. De fapt, ea este și contează ca um, noi să vorbim despre actele de violență care se întâmplă, ca să încurajăm victimele, ca să arătăm statului că există niște probleme și că nou ne pasă și că noi vrem ca aceste probleme să fie rezolvate, ca să um, ne implicăm pentru noi înșine, pentru că... Uh, un, un cadru legal funcțional ne protejează inclusiv pe noi. Să ne implicăm pentru persoanele apropiate, care la fel sunt în această zonă de risc, ieșind pe stradă, urcându-se într-un transport de ocazie, uh, trăind elementar într-un sat cu criminali care nu sunt trași la răspundere. Aici vorbim uh, despre ultima noutate care a șocat societatea, dar în primul rând a distrus o viață de om. E vorba despre uh, violul de grup uh, care... A fost uh, într-un sat din Moldova. Poți să-mi aduci te rog aminte de numirea satului? Că da. Este din raionul Strășeni, a, așa. amintesc? Da, da. Nu-mi amintesc exact de numirea satului. Dar cu siguranță da. majoritatea au văzut uh, această știre. Uh, mama a doi copii, care a fost uh, umilită într-un mod uh, de nedescris. Uh, vreau aici să punctăm faptul că în această vineri. O să fie un protest la care se poate alătura oricine simte și crede că e necesară tragerea la răspundere a celor trei indivizi și protejarea victimei familiei sale. Vreau să ne spui, Lorelei, dacă mergi și tu și dacă oamenii care ne ascultă vor să meargă, să aibă încă un plus de motivație. Spune-le de ce contează să facem acest lucru. Deci eu personal merg la protest uh, și sunt cumva și implicată în partea de organizare, căci este o formă de autoorganizare, este un grup de inițiativă de oameni care sunt îngroziți de ceea ce se întâmplă uh, și uh, încurajez cât mai multă lume să vină eu înțeleg că noi toți avem treburi și noi toți uh, ne planificăm săptămâna din timp și că vineri ora 5 este încă pentru unii în programul de muncă, dar eu am să încurajez să uh, luați o pauză de masă mai scurtă, să poate să nu o luați deloc, uh, să aveți o înțelegere cu patronul, cu șeful care să vă permită cu o oră mai devreme să ieșiți de la lucru și să veniți la protest căci uh, noi o să reușim să schimbăm cadrul legal în așa fel. Iar, uh, spre exemplu, noi aveam uh, tot, uh, toată mișcarea feministă care a venit în urma cazului anei Maria, tinerii, care a fost uh, omorâte după ce s-a urcat într-o mașină de ocazie, iar uh, o grup de... Oameni de inițiativă care au ieșit perseverent la protest în fiecare miercuri, și pot să zic că nu era un număr mare de oameni, doar că, într-adevăr, considera asta important, ca în fiecare săptămână să se strângă în fața autorităților și să ceară ceva. Noi, acum, clar, am definit ce vrem. Noi vrem ca să protejăm femeile, noi vrem ca să protejăm oamenii din Moldova în general și să avem un cadru legal care nu permite uh, anchetarea uh, persoanelor care sunt acuzate de așa uh, crime grave în libertate. Uh, practic, uh, uh, dacă sunt persoane care uh, simt și vor să fie prezenți. Uh, mai multe informații se găsește pe pagina wwwmișcarea uh, Dacă se întâmplă că vrei să fii acolo, doar că nu-ți reușește nici de cum, oricum poți să uh, faci o schimbare prin faptul că distribui acest eveniment, că vorbești la acest subiect, că, că ceri să se facă dreptate. E, e puținul care putem noi să... Ajutăm în situația respectivă și e puținul care putem să-l facem pentru un viitor mai bun pentru toți. Așa este. Și ne vedem în fața Ministerului Justiției, da. nu-i așa? În fața Ministerului de Justiție, la ora 17.00. Da, vinerea aceasta. Vă îndemnăm, dragi ascultători și ascultătoare, să mergeți la protest pentru că, cum ai spus și tu, Lorelei, de vocea noastră. Depind lucruri până la urmă și contează să fim auziți și să punem cuvântul pentru victimele violenței. Și, totodată, octombrie este o lună întreagă dedicată conștientizării violenței domestice. Vreau să ne spui ce putem face pentru a marca corect această perioadă. Um... Practic, eu aș putea să recomand să vă alăturați la activitățile organizate de um, organizațiile pentru drepturile femeilor. E vorba de organizația Femei pentru Femei, spre exemplu, organizația Coaliția Viață Fără Violență, organizația La Strada, fiecare din, din aceste... Uh, organizații uh, au um, un plan de activități pe această, uh, pe aceste săptămâni uh, de asemenea vin și cu multe informații utile uh, pentru uh, toți care este bine să le citim, care este bine să le consumăm uh, iar așa la nivel personal este să, să promovăm valori corecte și să fim împotriva violenței. Da. Și vreau să te provoc cu o întrebare pe care cu siguranță ai auzit o de mai multe ori. De ce feminismul? Și dacă acesta într adevăr ajută sau din contra pur și simplu instignă la ură vis-a-vis -vis de bărbați. Uh. Da, este interesant să văd reacția la cuvântul feminism când discut cu persoane care nu sunt tocmai din mișcarea feministă. Și într adevăr văd o reticență și o frică care poate să-mi fie, adică mi este greu de explicat de fapt, mie personal, mi este greu să explic căci doar probabil din considerentul că nu există suficientă documentare despre ce înseamnă mișcarea feministă, vine și această frică că ar instiga cumva la ură. Uh -huh. Mișcarea feministă este, de fapt, pentru drepturi egale. Asta include toată lumea. Dacă să aduc un exemplu, este vorba că nu atât de mult timp în urmă femeile au obținut niște drepturi fundamentale. Drept la vot, dreptul de a avea card, cu bani, trebuie de a lucra și asta n-a fost mai mult de 100 de ani în urmă. Iar asta uh, a ajuns să fie realizat datorită mișcării feministe. Noi toți și toate putem să ne bucurăm că mama are salariu și este independent financiar datorită la feministele care 100 de ani în urmă au, au abandonat tot ce aveau de făcut, toate treburile casnice, au lăsat copiii să, să aibă grijă uh, tata, fratele sau altcineva, și-au ieșit pe stradă, la protest, ca să ceară și ele să fie implicate. Asta este un rezultat fenomenal, dar timp de 100 de ani noi nu am ajuns la egalitate. Noi, într-adevăr, încă ne mai luptăm cu niște stereotipuri care îngreună, îngreunează viața femeilor. Și de aia mișcarea feministă încă există. Mișcarea feministă este pentru femei, este pentru bărbați. Noi, în general, se vrea ca să avem aceleași drepturi egale și aici presupune și acele chestii care deranjează bărbații, de, de fapt, în, în, viața de zi cu zi. Noi, cel puțin multe argumente care le aud de la bărbații care sunt confuși ce înseamnă feminism și reticenți și poate chiar împotrivă, este că, well, apoi și bărbaților le este greu. În sensul în care, mă, noi, noi, iată, obligatoriu ne ducem la armată. Noi, nu există nimeni care să vorbească despre chestia asta. Dar mișcarea feministă este inclusiv despre chestia asta. Uh -huh. Este despre drepturi egale asupra propriului corp, despre autonomia propriului corp, care presupune și autonomia femeilor și autonomia bărbaților. Um, nu știu, alte chestii care la fel afectează, e vorba de, nu știu, exprimarea emoțiilor, despre presiunea socială asupra bărbaților, că trebuie să fie acei care aduc banii în casă și fac totul așa cum dictează patriarhatul, că trebuie să fie rolul masculin. Asta la fel intră în principiile feminismului și feminismul este împotriva ca chestia asta să fie considerat o normalitate drepturi egale presupune dreptul de a alege, atât, atât timp cât o femeie poate să aleagă că preferă să fie acasă și să aibă grijă de familie și de copii sau că preferă să muncească sau că preferă să-și facă o carieră politică, așa și un bărbat poate să aleagă dacă vrea să fie casnic, să aibă grijă de familie sau să câștige bani sau să se dedice la altceva, să aibă copii, să nu aibă copii, aceleași alegeri pentru toți. Într-adevăr, mulțumesc pentru că ai făcut claritate la acest subiect și acum... Cu siguranță pentru cei și cele care ne ascultă subiectul feminismului a devenit un pic mai plăcut la auz, căci s-au pus deasupra acestui concept foarte multe lucruri care de fapt nu îi aparțin și atunci bine că putem dezbate aceste lucruri și îți mulțumesc mult pentru cei ce face. Eu vreau pentru acest interviu să-ți acord o ultimă întrebare în care să, să fie ca un îndemn din partea ta asta vreau să te rog către cei care ne ascultă să ne spui ce am putea face noi la nivel de societate, fiecare, individual fie că facem parte dintr-o organizație, fie că nu pentru ca femeile și, per general, toți oamenii de la noi din țară să trăiască în siguranță, fără abuzul pe care îl vedem atât de des. La nivel personal, fiecare poate să adreseze violența, um, și am să fiu sigură că cei care ne ascultă știu ce înseamnă violență, au auzit despre cazuri de violență și au fost în situații în care uh, erau alături de, de cineva care avea nevoie de suport. Per viitor acest suport este necesar, la fel și noi putem să fim alături de victimă, dar în același timp de fiecare dată de adresat violența și uh, agresorul. Um, implicarea noastră este Ceea ce, um, ce face o schimbare, ce face o diferență, um, în general atunci când uh, reacționezi și spui că asta este o nedreptate, de fapt este un act de activism care îl faci singur. Um, pe lângă... Pe lângă Viața noastră personală, unde de fapt noi uh, putem să ne implicăm uh, știind anumite detalii, noi putem să fim prezenți și la o comunitate mai mare, căci noi trăim într-un spațiu destul de digitalizat, unde fiecare persoană are o mică comunitate, o mai mare comunitate. Atunci când uh, valorile tale care sunt sănătoase, le expui comunității tale chiar dacă îți pare că nu este un impact mare, contează contează foarte mult, niciodată nu știi cine de fapt avea nevoie de acele cuvinte și uh, ce diferență poate să fac în viața cuiva uh, de aia uh, noi, uh, noi și voi puteți să distribuiți informațiile utile despre uh, um, cazurile de violență care sunt despre unde poți să adresezi victimele. Uh, despre situațiile groaznice în care nu se face dreptate. E o formă de activism care putem să o practicăm în fiecare zi. Și desigur, dacă există resurse și energie, este o implicare mai mare în sensul în care vi um, la proteste, um, te alături la anumite organizații ca voluntar, ca voluntară, cu puținul timp disponibil, disponibil care-l ai, dar oricum mai exact știi ce poți să faci și ce necesități există în anumite direcții. De, de, căci, na, violența este, este peste tot. Astea sunt niște, niște chestii care noi toți putem să le facem. Este deja libera noastră alegere. Contează ca să simțim că asta face o diferență. Într-adevăr, vocea noastră contează nu doar așa între noi. Ea contează și poate avea un impact la nivel de stat. Orice schimbare majoră a venit de la o revoluție, de la câțiva oameni care discutau anumit subiect, că nu este uh, dreptate acolo și asta s-a extins și s-a extins până când a adus un impact care a afectat viața spre bine asta și se vrea și la moment cu, cu mișcarea feministă și nu doar, adică uh, cu multe proteste care sunt uh, în spațiu public și care au tot prietenii și cunoscuții mei că vorbesc Mulțumesc mult pentru acest îndemn și reiterăm, ne vedem în această vineri la protest în fața Ministerului Justiției la orele 17. Îți mulțumesc încă o dată pentru că am portat acest dialog cu el. Mersi! Stimați prieteni și prietene, cu noi a fost astăzi Lorelei Grigoriță, activista care ne-a explicat în ce constă problema violenței asupra femeilor și cum fiecare din noi poate pune umăr la umăr ca să eradicăm această problemă. În cele ce urmează, vă dorim o zi bună să aveți. Pe curând!